Una dintre cele mai comune fantezii pentru bărbați este să facă sex cu o femeie în uniformă. Gen cu un polițist sau un medic, mamă, cât de mișto e, ce sexy, ce tare e uniforma aia. Nu știu, nu-s neapărat de acord cu chestia asta, că nu haina face pe om, e și vorba aia, nu haina contează. Degeaba îmbraci o repetentă la costum și o pui prim-ministru. Ați văzut ce s-a întâmplat? N-a luat-o nimeni în serios pe fete. Critică politică, wow! Wow! Mirica, Mirica, dar ridică! Gata, eu am un favorit pe sezonul ăsta. Ce vreau să spun e că degeaba era îmbrăcată ca atare, degeaba era îmbrăcată, că noi am serios. Eu nu pot să îmbrac pe iubita mea în poliție și apoi să facem jocuri de roluri în pat, că vine la mine și zice, domnule Mirica, sunteți arestat. Și eu întreb în baza cărei legi. Să blochează, că n-ai citit Constituția, nu? Degeaba are cămașă și chipiu. Fă, mă, să cred. Mi se pare că cel mai bine, dacă ai fantezia asta, combină-te cu un medic sau cu un polițist, sau cel mai bine încearcă să-ți adaptezi fanteziile după meseria iubitei tale. Nu știu, dacă e măcelar, așteaptă un curugul atârnat în frigider.